Ora 10, știrile dimineții continuă. Bărbatul care a omorât doi bătrâni în propria locuință din Timișoara este de negăsit. Polițiștii au făcut public portretul robot al suspectului, dar și imaginile înregistrate de camerele de supraveghere din oraș și cer ajutorul populației pentru prinderea acestuia. Colegul nostru, Mihai Vălușescu, vine cu ultimele informații despre ancheta în acest caz. Mihai, ce ai aflat? Bună dimineața! Bună dimineața, bun găsit doamnelor și domnilor, sunt multe informații care parvin oamenilor legii, însă în acest moment trebuie tratate cu maximă atenție și trebuie verificate dacă într-adevăr sunt sau nu reale. Tocmai de aceea, cel mai probabil până în acest moment, astăzi nu am mai primit nimic nou din partea oamenilor legii, lucrează la verificarea informațiilor, însă în continuare lucrează altă echipă și la identificarea acestui bărbat. În acest moment avem un portret robot, așa ar trebui să arate criminalul celor doi bătrâni din centrul Timișoarei. Vorbim despre un bărbat brunet de aproximativ 30-35 de ani și înalt de 1,80 m. În momentul în care a comis această faptă, bărbatul purta o pereche de pantaloni scurți închiși la culoare și un hanorac de culoare gri cu glugă pe cap. În imaginile surprinse de camerele de supraveghere, înainte să comită crima, bărbatul avea în spate și un rucsac. De asemenea, un detaliu important pe care ni-l transmit oamenii legii, bărbatul ar putea să fie rănit la mâna dreaptă pentru că s-a luptat cu nepotul celor doi bătrâni, chemat și alertat de verișorul său din Germania, care vorbise cu ei la telefon. Așadar, în acest moment, ancheta se bazează pe identificarea acestui bărbat și încearcă oamenii legii să refacă traseul lui cu ajutorul camerelor de supraveghere, pentru că a fost surprins în mai multe zone în aceste imagini și tot pe baza imaginilor de pe camerele de supraveghere încearcă să îl identifice. În paralel continuă și verificarea probelor descoperite atât la fața locului cât și în vecinătate. Vorbim despre acea mănușă descoperită în parcul aflat la câteva sute de metri de imobilul în care s-a comis această crimă. Acolo oamenii legii au descoperit o mănușă plină de sânge. Acea mănușă a fost ridicată de criminaliști și în acest moment oamenii legii așteaptă rezultatele de laborator. Speră că așa vor avea o nouă pistă în încercarea de a identifica pe acest bărbat.